Adina, tu nici pe care înțeles. Pantaloni. Adina, Adina. Trai asta. Nu merge, mai gândești. Adina, băi! Am după numele eu, nu-i nimic pe viva lucru. Păi ta nerecă, nu-i așa e spui zalo! Treci! La tine telefonul ăla treci! Mă, la tine telefonul ăla treci! Mă, la tine telefonul ăla treci! Sviete, măcălor, Iogurte zi! Faci și acolo la Mărieșe și câte unul se iasă. Un ruschi! Nu așa de ruschi, că nu o să... Ha ha ha!
mai scurt aici, Vadic, nu trebuie să răzbirești. Încă unul trebuie ajutorul, Vadic. Ori una. Mai chină și una. Mai ușor și de tot. Diana! Hai ieri, Diana. Oricum, păi ne mușă și aia iară, e ultimă. Aia ar poate mă nu, dar obisnuiești la publică și trebuie să faci publică. Mai e scurt, el arată și vopi în cuvinte, el n-ați dreptul să vorbească. Vopi încet spuneți, el exemplu arată, hau, hau, vă ziceți câini. Și eu zic, da, drept, mai departe, mai scurt. O să înțeles, ora să da. Eu m-am zis cu poate. Domani. Далила. Да-да. Самсон, ее гычи, Самсон. Ну, спокойно, катает. Мой мол, надо говорить. Обнимай! Обнимай, Дю! Обнимай стол! Иди, иди. Cine-o prins? Andrei. Spus. Bun, bun. Papar. Vrești mai departe? Lena, o să-ți vulpin, da? Aș și ghiși avea de cum ar vulpe. Nu. Ești cu Lena, cu copii. Vulpea. Lena, eu cine, cine a înțeles sensul ăla? A înțeles ăla? Samson, Viva, Viva, Prins, Vulpea, Olegan, și-a dat un zi, îi dau șpiță. Le-a dat drumul greu. Zona la risetă ocupată. Ai scurt și ultima scenet? Ce s-a tins? Nu.
Нет, там, ага. Включите воображение вперед, за Родину. Да. Cine e legat cifra 12? Eu la ajut și eu, că mi-e greu pentru dânsul. O groapingă vă spun... Nu spun groapingă! Cine? Cine? Bun, mai departe. Asta nu e... Dașă? Da. Bun, eu găcesc. Că eu... Gata, îmi vergi vorba despre Iosif. Le-am ce-o făcut Iosif. Bun. Pentru că să dau un bani. Gata, mă sunt. Da. Hai, am o rog ca grupele noastre să iasă. Și să cânta. Nu, 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 Thank you.
Da, eu fui în braț. Da. Da, da. Iulia. Fui în braț. Thank you.
rezon de timp? Hmm? Rezon de timp? Da. O fetiță o roșcă în timpunie. Dacă treci prin încercare și n-ai niciun ajutor, nu uita când cer Mesia, pentru veci se salvator. Nu uita când cer Mesia, pentru veci se salvator. Dacă în barca veții tale vânturi bat fără încetare, nu te teme căci Iisus întinde o mână de sus. Dumnezeu îți va trimite ajutorul sub al său. El te va păzi de rele, îți va fi ocrotitor. El te va păzi de rele, îți va fi ocrotitor. Dacă în barca veții tale vânturi bat fără încetare, nu te teme căci Iisus întinde o mâine de sus. Vine ziua plinelor, mirele va apărea și rai cu sfinții împreună, să fim toți în slava sa și cu rai sfinții împreună, să fim toți în slava sa. Dacă-n barca veții tale vânturi bat fără încetare, nu te teme căci Iisus întinde o mână de sus. Dacă-n barca veții tale vânturi bat fără încetare, nu te teme căci Iisus întinde o mână de sus. Amin. Мира подня.
Bravo! După cum ați auzit la știrile de la Candida TV, că au fost niște competiții sportive și, pe scurt, vreau să vă dau și un îndemn. Vreau să vă dau un îndemn pentru că Dumnezeu se bucură foarte mult când vede niște tineri sportivi înarmați cu cuvântul Lui, care sunt gata să-L slăvească, să-L mărturisească pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu, Tatăl, și vreau să vă îndemn, pentru că foarte mult se bucur Domnul să avem un trup sportiv, suntem gata ca să ascultăm, ca când merge vorba de sport, să ieșim la sport, ca să ne întărim trupul acesta, pentru că suntem gata să slujim pe Domnul Iisus. Acum vreau să spun că am avut două echipe și au ieșit ambele biruitoare, pentru că o echipă a biruit în unele estafete, alta echipă în altele estafete. Și vreau să, deoarece că se începe numărătoarea de la 1, vreau să iasă echipa numărul 1. Dai. A, ies toți. Echipa numărul 1. E finanță mea? Finanță nu scac. Filmează-l, să-l sângeabă. Filmează-l, Ministerul de Sport a vighilit aici niște medale și vreau să vă dau o medalie care este numărul 1 și în alte stafete, alt concurs aș luat numărul 2. Și vă dau. Vreau să, ca să fiu cinstit, vreau să dau la cel mai mare persoană care este o medalie și la cel mai mic alta. Cred că ar fi cel mai cinstit așa. Ești cel mai mare. Mă uită ce-am zis? Care? Ce mai mare fata aici? Cea mai mare, cea mai înaltă. Cea mai înaltă, da. Fetiște și... Cea mai mic, fata sau băiat, cui spuneți voi? Da? Fetiță. Fetiță, cea mai mic fetiță. Dar cum chiar? Vitalic, dă-l la băieță. Hai de la băieță. Băieță. Sper să ne întâlnem unii iarăși pe terenul de sport. Dar acum plecați de grabă la culcare ca să aveți mai mult putere. Măi, dar și competiții mai grele. Bombane mănânci. Da? Da, da. Uitim. Aplauze, aplauze. S-au muncit băieții. La faptul că au ieșit la terenul. Acum rog să iasă echipa numărul 2. Vă rog frumos. Nu eu. Nu vreau să dau. Ați fost bravă, v-ați recomandat ca niște tineri puternici, activi, sportivi. Vă felicit din inimă, Domnul să vă binecuvinteze și vreau să vă dau și vouă două medalii. Medalia pe primul loc și pe a doilea. Acum, tot la fete am să-și la băieți. La fete, da, da. Am la fete. Cred că tu ești acum înătuță. Nicu-mi-a nătuță. Finiște. Cea mai mică. Frumoasă. Uuu. Stai, vezi, eu s-a pus între fieți și da, dar tu nu e. Vă felicit încă o dată. Sper și voi să fiți ascultători, să plecați de grabă la culcare, să aveți putere, să vă odihniți.
Vă mulțumesc frumos! Acum vreau să vă spun, cred că știți, sunteți două persoane de la noi de tabără, astăzi au sărbătoare și noi sărbătorim împreună cu ele. Vă rog, ieșiți în față. Deana și Rebecca. Sunt fete frumoase, hai să ne sculăm în picioare, să le cântăm cântare, să le felicităm la mulți ani cu sănătate. Și că îți mulțumesc chiar și pentru seara binecuvântată de tine, îți mulțumesc pentru că și ești prezent, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătatea ta, îți mulțumesc pentru crutirea ta. Dată în timpul acest, Doamne, vreau, Doamne, ca să revești, Doamne, binecuvântarea peste sororile acestea, Doamne, vreau, Doamne, ca o crutirea ta să fie peste ele, Doamne, în viața aceasta, Doamne, Doamne, ajută, Doamne, ca să iubească mai mult pe tine, să facă alegeri corecte, Doamne, și să meargă pe calea ta așa cum tu vrei, Doamne. Ajută, Doamne, ca să păstreze viața în sfințenie și în curățenie, Doamne, și tu să fii pe primul loc în viața lor, Doamne. Ajută la aceste lucruri, Doamne, și te rog, Doamne, ca să le binecuvinți mult. Amin. Amin. Cred că la Tăsăn s-a spus că ne culcăm, ce facem, s-a auzit, suntem sănătoși cu auzul, da? Și ne pare foarte bine de oaspeți, dar vă rog la jumătate la 12, eliberăm, trecem partea ce poate. Ne-am înțeles? Și ne rugăm la snack-uri. Ne rugăm la snack și pe urmă plecăm. Stați, încă mai așteptați-o lea. Hai, hai.
haideți să ne rugăm. Ne rugăm și acolo chiar mergeam și mâncam, nu ne rugăm acolo. Și atunci nu pierdem timpul. Aplicăm capetele și mulțumim Domnului. Dumnezeul nostru acel atotputernic, îți mulțumim pentru tot ce s-a făcut în seara aceasta. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău, pentru predica care m-a auzit-o și ne-a arătat că cuvântul tău este Dumnezeu. Și noi dacă îl iubim pe Dumnezeu, iubim și cuvântul lui. Doamne ajută-ne fiecare din noi să iubim cuvântul lui. Binecuvintează aceste surori care au împlinit ani. Te rog să-i binecuvintezi, să-i protejezi și mâna ta puternică să fie totdeauna cu ele. Să le binecuvintezi viitorul, Doamne, să le dai ce este necesar pentru viața lor, ca să aibă o viață fericită, o viață plină de Duhul Tău și o viață care slăvește numele Tău. Le încredințează în mâna Ta. Încredințează în mâna Ta fiecare tânăr care este în tabără și te rog să le binecuvintezi cu sănătate, pace în suflet, cu mântuirea Ta, Doamne. Binecuvintează-le pe fiecare și pe ei cu un viitor luminos și binecuvântat, cu o viață frumoasă și fericită, Doamne. Nu părăsi niciun tânăr, Doamne, ci fii cu ei, apropie-le fiecare de Tine și fă-le fericiți. Și când vei veni pe norii cerul să iei biserica Ta, să iei pe credincioși, să toți cei care suntem în tavără să fim în mijlocul acestei biserici care Te iubește și slăvește numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că în seara aceasta ai fost cu noi și chiar dacă ceva s-a greșit, dacă ceva am păcătuit prin aceste scenete sau altceva, Te rog, iartă-ne, Doamne. Curățește-ne și nu lua seama la noastre păcate, ci după îndurarea cea mare, binecuvintează și dă-ne har din partea Ta. Te rog, Doamne, sfințește aceste bucate care vor fi pe masă, iar noi ajută le-a primi pe Tine, Te-a slăvit ca pe un Tată, Fiu și Duhul Sfânt de veci. Amin. Poftă bun!